Primele elemente de tehnică militară ale detașamentului SUA au intrat pe data de 9 februarie în România, pe la punctul de trecere a frontierei Nădlac. NATO se mobilizează în fața amenințării rusești, iar România este un pion important. Primul convoi al armatei americane a fost trimis în România către baza de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Cele 16 camioane cu remorci în care sunt încărcate vehicule blindate au intrat în țară miercuri seară prin punctul de frontieră Nădlac. Americanii ar trebui să-și vadă de americanii lor, nu de noi. Credeți că avem nevoie de apărare? Avem nevoie de apărare, dar nu știu cum ne apără ăștia. Ne apără ca să ne cotropească după aia. Mă temeți de un posibil război? Da, mă tem, nu pentru mine, că eu sunt bătrân, mă tem pentru copiii și nepoții mei. Și e posibil să fie, pentru că cei doi mari elefanți se bat și se bat peste noi. Statele Unite trimit în România 1000 de militari care până acum au fost staționați în Germania. Înainte acestora, în țară ajung în total 3 convoaie formate din 48 de camioane, în care se află vehiculele pe care trupele le vor folosi. Președintele Joe Biden a anunțat trimiterea a câte 1000 de militari în România și Polonia pentru întărirea flancului estic al NATO. SUA se așteaptă ca Rusia să atace Ucraina. Ca să se facă astfel de operațiuni, având în vedere situația de la graniță, situația din Ucraina, situația din Polonia și toate celelalte. Credeți că suntem în pericol? Nu, nu cred. Avem garanțiile care le avem ca membru NATO și nu văd niciun fel de pericol. Își fac datoria așa cum au hotărât NATO, nu? Suntem în NATO și toți contribuie la... Credeți că avem nevoie de apărare? Nevoie e oricând. Cel mai corect era să nu fie desfințată armata. Armata era sfântă. Chiar înainte de plecarea spre Kremlin, Emmanuel Macron anunță intenția Franței de a trimite cel puțin un contingent militar în România. Ideea a rămas încă în picioare, conform unor surse apropiate NATO, care spun că se discută în aceste zile despre numărul militarilor francezi ce ar fi trimiși.